Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și, bineînțeles, pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate noutățile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și o comună aparent mică, dar situată într-o zonă foarte frumoasă și ofertantă din foarte multe puncte de vedere. Este vorba despre comuna Peștișul Mic, o comună care a suferit modificări în bine, spunem noi, în ultima perioadă, dar pentru a dezvolta acest subiect și pentru a vedea care sunt proiectele pe care administrația locală de aici le-a propus și unele dintre ele le-a demarat, altele le-a finalizat, l-am invitat astăzi alături de mine pe primul marul comunei Peștișul Mic, domnul Daniel Dobruțchi. Bună ziua, bine ați revenit! Bună ziua, mulțumesc de invitație! Este un an destul de complicat din foarte multe puncte de vedere, dar în principal administrativ și politic, dacă este să le îmbinăm pe cele două. Bun, din punct de vedere administrativ... E complicat tot timpul, nu? Tot timpul e complicat, nu se pune problema de a sta lucrurile altfel. Din punct de vedere politic, categoric, nu seamănă nicio campanie una cu alta și fiecare înțelege să ducă campania din punctul lui de vedere. Începem emisiunea atunci cu partea politică? Pentru că mai apoi putem să discutăm despre administrație. Putem să începem cu emisiunea, cu ceea ce vă doriți dumneavoastră. Eu important sunt aici ceea ce își doresc până la urmă și telespectatorii absolut. Și locuitorii comunei Peștișul Mic, pentru că ei sunt cei care contează, de fapt, indiferent că vorbim despre politică, politica pe care o faceți dumneavoastră pentru cetățenii acestei comune sau dacă vorbim despre administrație. Mai e puțin și începe campania electorală. Vă veți mai candida pentru încă un mandat în fruntea comunității pe care, iată, deja o reprezentați de 3 ani și am pierdut câteva luni. Câteva, da, și eu am pierdut. Cum a fost acest prim mandat pentru dumneavoastră? Cu foarte multe provocări, cu foarte multe greutăți, dar... Nici nu ați preluat o primărie și... Nu, categoric știți foarte bine că nu am preluat o primărie ușoară. Am mai fost la dumneavoastră în emisiune, știți foarte bine cum au stat lucrurile și oamenii de altfel știu. Unii își mai aduc aminte, unii nu își mai aduc aminte. Poate dar ar fi bine să explicăm puțin cum a fost acest parcurs. Tocmai și pentru acei oameni care poate nu știu sau poate au uitat ce s-a întâmplat încă de la începutul mandatului dumneavoastră. Stimată doamnă, eu am preluat o primărie cu datorii și pe lângă asta în ianuarie 2021 la nici 4 luni după ce am preluat mandatul, arsala de utilaje a rămas chiar fără niciun utilaj la momentul respectiv. Ori, de la acel moment, lucrurile s-au complicat un pic, nu mi-a fost ușor deloc. Utilaje pe care le foloseați pentru lucrările din comună, pentru nu? Pentru lucrările din comună și, mă rog, nu numai. Cert este că am reușit să rezolvăm această chestiune cu sprijinul guvernului PNL la momentul respectiv, pentru că am primit niște sume alocate de la guvern. Am primit sprijin și de la colegi, dar e bine să mai reamintim oamenilor cum au stat lucrurile. Ați reușit totuși să ieșiți și din acest impas am și din această situație deloc comodă. Am reușit să mergem și mai departe. Bineînțeles că lucrurile n-au fost simple și nu sunt simple niciodată, pentru că diferă de la o unitate administrativ-teritorială la alta. Fiecare se confruntă cu probleme specifice, să-i spun așa. Noi ne-am confruntat în principal cu faptul că n-am avut partea de utilități acolo, deși se tot vehiculează în spațiu public de anumite persoane care, mă rog, fac un anumit gen de campanie, că n-am reușit să facem niciun proiect. Eu vă spun că nu este așa și pot să vă spun
cu certitudine și chiar o să prezint și pe pagina primăriei ca să eliminăm orice fel de discuții din punctul ăsta de vedere, că proiectul de apă și proiectul de canalizare sunt semnate contractele, avem finanțare, avem autorizație de construcție, nu este absolut niciun fel de problemă. Așa că discuțiile astea sunt de-a dreptul puierile și nu cred că și-au rostul. Dar, mă rog, încă o dată vă spun, fiecare face lucrurile așa cum crede de cuvință. Pe lângă faptul că ați preluat o primărie care avea foarte multe datorii, din câte spuneți, ați preluat și proiecte, ați avut și proiecte să preluați de la vechea administrație sau ați fost nevoit să porniți cu totul de la zero? Îmi face să zâmbesc acum, deși nu este cazul, dar să continuăm să continuăm totuși într-o atmosferă degajată. Nu, n-am preluat niciun fel de proiect, am găsit niște SF-uri, studii de fezabilitate, ca să înțeleagă. Probabil că au fost despre... și ceva SF-uri, nu? Au fost niște studii de fezabilitate care, mă rog, nu mai puteau fi puse în practică. Ca să înțeleagă toată lumea, fiecare program de finanțare are niște criterii specifice. Ori, în momentul în care faci un studiu de fezabilitate, aceste criterii trebuie să se regăsească în primul rând în studiul de fezabilitate. Nu poți să mergi cu un studiu de fezabilitate care l-ai făcut pentru o anumită sursă de finanțare, să mergi pe altă sursă de finanțare, pentru că nu se mai regăsesc criteriile de la una la alta. Și atunci e necesar să rezolvi această problemă. Dar nu am găsit nimic concludent din acest punct de vedere în ceea ce privește proiecte realizate de fosta administrație, ca să înțeleagă toată lumea foarte clar cum au stat lucrurile la momentul respectiv. Pentru unii dintre primari s-a dovedit faptul că a fost nevoie de mai mult de 3, 4, poate chiar 5 ani pentru a putea să scrie, să implementeze, să finalizeze unele proiecte și asta nu ține tot timpul de primar, de administrație, pentru că știu că sunt foarte multe avize de care aveți nevoie pentru unele proiecte, unde mai punem la socoteală că sunt proiecte care necesită, de fapt toate necesită și licitații, contestații, ceea ce înseamnă până la urmă poate uneori și depășirea termenului pe care l-ați preconizat inițial. De când sunteți primar, noi am mai discutat și în cadrul altor emisiuni, ați venit cu o listă destul de generoasă de proiecte și unele destul de importante pentru comunitate. Da, într-adevăr, și așa este. Ar fi bine poate să amintim care sunt discutăm de proiectele importante și discutăm de partea de utilități, apă, canal, care sunt, discutăm de proiectele cele mai mari și proiectul cu școala. Deci astea sunt cele mai mari proiecte. O școală proiecte. Nouă, nu? Din câte o școală mi-am nouă, da. Haideți să vedem restul pe sunt, partea de alimentare cu apă. Restul sunt le vom trece foarte în revistă, multe. Că avem timp astăzi. Nu știu dacă avem timp, dar vreau să mă refer strict la partea de apă și canalizare. Pentru nu există că în prezent rețea. Lucrăm la, uh-huh, la acest lucru. Am început lucrările. Foarte mulți. Unii mă acuză de faptul că am început lucrările acum înainte de campanie. Nu, dragii mei, nu am început lucrările acum înainte de campanie. În primul rând, campania era preconizată pentru luna septembrie, nici de cum pentru luna iunie. Așa cum bine știți, au fost devansate alegerile și au fost comasate cu alegerile europarlamentare. Mai mult de atât, noi am început lucrările în momentul în care am avut absolut toate documentele puse la punct. Pentru că, credeți-mă, nu-mi permit să încep o lucrare de genul ăsta fără să am absolut toate documentele în regulă. Cum este și firesc de altfel să se întâmple. Zilele trecute am văzut și pe pagina primăriei, pe pagina de Facebook, că au început lucrările în sensul că sunt unele zone din localități în care și traficul rutier a fost restricționat tocmai pentru da, a putea mă rog, a fost să o discuție foarte interesantă, punctată de
contracandidatul meu, să-i spun așa, legat de faptul că s-a lucrat sâmbătă. Da, s-a lucrat, nu e prima sâmbătă în care se lucrează, s-au mai lucrat și e în alte... E o problemă că se lucrează sâmbătă? Că păi nu se punea problema că, vezi, Doamne, aveau lansarea și noi am blocat circulația exact pe zona unde trebuiau să ajungă. Dar nici nu s-a pus problema, pentru că acolo a fost închisă circulația până undeva în jurul orei 2, n-a avut absolut niciun fel de relevanță, pentru că și-au desfășurat activitatea fără să îi împiedice nimeni. Deci n-a fost absolut niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere. Important este până la urmă că se lucrează pentru aceste proiecte pe care le-ați adus în fața cetățenilor și cred că asta ar trebui să conteze de fapt că... Și eu zic la fel. Pentru campanie mai avem timp, nu a început încă. Corect, așa este. Cred că lucrările acestea ar trebui să vorbească de la sine, indiferent de cine vorbim, că vorbim de primarul din Peștișul Mic, că vorbim de Hunedoara, de Deva, de orice altă localitate. Lucrările care se efectuează, lucrările finalizate, acestea sunt de fapt cele care contează. Celelalte părți mai puțin importante, cel puțin pentru cetățeni, așa cum tot îmi place mie să subliniez acest lucru, că oamenii sunt cei care contează. Bun, această alimentare cu apă înseamnă toată comuna, înseamnă doar câteva localități. Mai puțin satele de, mai puțin satele de munte. Pentru satele de munte există un proiect separat. Este depus deja, l-ați și pentru celelalte localități, pentru satele de munte, cum spuneți dumneavoastră? Pentru satele de munte avem proiectul deja făcut, ne dorim să rezolvăm această problemă și acolo. Problema cea mai gravă este la Cutin și la Dumbrava, pentru că acolo la Ciulpăz nu e chiar atât de gravă situația. Dar... De ce e gravă? De ce spuneți că sunt situații grave aici? Pe perioada de vară rămân fără apă. De aceea este, consider că e o problemă gravă. Fiecare se descurcă cum poate. Am mai dus apă cu cisterna, dar mă rog, asta nu e o soluție. Acolo trebuie dusă apa și rezolvată problema odată pentru totdeauna. Deci proiectul este scris, așteptați de fapt probabil linii de finanțare pentru a putea să depuneți și pe partea aceasta. Noi am dus deja conducta pe drumul care urcă la Dumbrava, urmează să și asfaltăm acolo pe partea alaltă, avem pe partea de la Ciulpăz, trebuie să termine lucrarea, din păcate timpul ne prea permite și nici nu am insistat foarte mult, pentru că încercăm să facem lucrurile așa cum trebuie. Și cum vor finaliza acolo, vom începe pe partea de la Nandru. Cât timp preconizați că vor dura lucrările de introducere a rețelei de apă în comună, în celelalte localități, mai puțin cele de munte de care spuneți? Eu sper să finalizăm cât mai repede. Este și interesul constructorului, este și interesul nostru. Ce înseamnă asta? Că din toamnă oamenii vor avea... Eu vreau să terminăm mai repede. Acum tot mai ține și de vremea de afară. De constructor mai ține și de vreme. Au fost și vedem astea, că primăvara aceasta e cam iarnă în multe zone din județ. Au fost zilele astea ploioase, cu vreme rece. Sper să se schimbe vremea și să putem lucra și să putem lucra inclusiv la refaceri, pentru că se creează un disconfort pentru cetățeni. La refaceri, la ce vă referiți? Păi, discutăm de zonele unde au fost făcute săpăturile și unde trebuie să făcute refacerile, la zonele de asfalt, la zonele de beton și așa mai departe. Vă propuneți să mergeți cumva cu totul cu lucrarea, mai puțin partea de asfaltare, pentru că acolo probabil veni după ce finalizați. Da, ideea este să facem și refacerile cât mai repede, pentru a elimina acest disconfort pentru cetățeni, pentru că știți cum e, oamenii de multe ori nu au răbdare, nici eu nu am răbdare uneori când vreau să se întâmple cât mai repede lucrurile, și atunci înțeleg și pe oameni din punctul ăsta de vedere, plus că e noroiul care se creează și așa mai departe, dar încercăm să finalizăm cât mai repede și cu partea de refacere.
Cum este și firesc să se întâmple, e clar că oamenii nu mai au răbdare, dar când mai e atât de puțin, cred că lucrurile, sau poate există mai multă înțelegere. Bun, acum știți cum e și perioada asta de campanie, se pune presiune din toate direcțiile. Probabil că dacă n-ar fi fost alegerile peste o lună și ceva, n-ar fi fost niciun fel de problemă, dar lumea încearcă să speculeze anumite aspecte și atunci normal că lucrurile se duc într-o cu totul și cu totul altă direcție. Cert este că de 30 de ani nu s-a reușit să se rezolve această problemă. Administrația pe care o conduc în momentul de față duce la îndeplinire una dintre marile dorințe ale cetățenilor comunei Peștișul Mic în ceea ce privește apa și canalizarea, și cred că asta este cel mai important până la urmă. Un alt proiect de anvergură de care amintați puțin mai devreme face referire la construirea unei școli la standarde europene, standarde actuale până la urmă și de bun simț, aș spune eu, care ar trebui regăsite în toate zonele din județ, în toate zonele din țară, dar iată că se mai întâmplă și minuni, cum se spune, și dacă au existat surse de finanțare, e bine că ați reușit să și atacați acele proiecte. Vorbim aici de o școală nou-nouță, cum spuneam, și o să vă las pe dumneavoastră să ne explicați în ce stadiu se află acest proiect, de unde v-a venit ideea să construiți o școală nouă aici în comună. Practic, ideea a pornit de la o necesitate, nu discutăm de la... Avem aici în imagini randări, cum se dorește a fi această școală. Nu a plecat de la un simplu moft. Și vă spun de ce. Noi, în momentul de față, ne desfășurăm activitatea cu două săli de clasă, dintre care una este amenajată în căminul cultural. Mai avem grădinița care la fel se desfășoară într-un spațiu mult prea mic pentru copii și la fel este vorba de căminul cultural. Și faptul că a crescut numărul de copii la noi pe zonă. Iată, e un semn bun. Cred că sunteți printre puținii primari care vin să ne spună acest lucru, că sunt mai mulți. Nu este meritul meu aici, copii. Să ne înțelegem. Faptul că se lucrează... A crescut natalitatea, mă gândesc că natalitatea nu este meritul meu. E un semn bun că, iată, oamenii poate este meritul se tinerilor. Mută aici în comună. Exact. Este meritul tinerilor și au curaj să-și asume responsabilitatea pentru creșterea până la urmă exactă a copilor, și aici vă revine dumneavoastră responsabilitatea de a le oferi condiții. Exact, mie îmi revine responsabilitatea de a crea condiții optime și de a crea condiții de așa manieră încât să poată să-și ducă copiii la o grădință, la o școală într-un cadru optim, civilizat și așa cum trebuie să fie, indiferent că discutăm de sat, indiferent că discutăm de oraș. Deci de aici a plecat această necesitate. Comuna are destul de multe sate. Da, care până la un moment dat cred că aveau fiecare câte o școală primară, cel puțin, dacă ne întoarcem cu zeci de ani în urmă, lucru care s-a schimbat. A fost la Peștișul Mic o sală de clasă, a fost la Mănerău o sală de clasă și în Valea Nandrului. Iar în prezent? Iar în prezent, singura care funcționează este cea din Valea Nandrului, mă rog, unde își duc copiii și din celelalte sate. Iar noua școală va fi construită noua în ce școală zonă, va fi la intrare în localitatea Nandru, în satul Nandru. Cumva la mijloc, nu? Nu este chiar la mijloc. Soluția a venit datorită faptului că nu am avut alt teren disponibil pe care să putem să construim. Unii au preferat să facem la Peștiș, unii au preferat să facem la Josan, dar din punct de vedere al terenului a fost o problemă și atunci, având terenul ăsta la intrare în Nandru, am zis că este cea mai bună soluție. Mai ales că avem microbus care transportă elevii, nu este absolut niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere.
și văd că sunteți destul de modest. O să citesc eu. Acest proiect, construirea unei școli verzi în comuna Peștișul Mic, a înregistrat un punctaj de 92 de puncte, al 17-lea punctaj din totalul de 227 de proiecte depuse la nivel național. Deci ați fost acolo, în top. Am fost, da, într-adevăr. Vă ajută cu ceva meritul... acest lucru? Păi, categoric că ne ajută, pentru că e vorba de... Primul servit. Da. Și de suma care a fost alocată spre finanțare pe componenta respectivă. Este un proiect pe Planul Național de Redresare și Reziliență acesta? Sau? Da, exact, pe componenta de 15, care se desfășoară prin Ministerul Educației. Când vedem prima săpătură? Că probabil asta se întreabă și oamenii. Eu sper ca luna viitoare să semnăm contractul de finanțare sau la sfârșitul lunii acesteia așteptăm să primim adresa de la minister. După ce vom semna contractul de finanțare, vom da drumul la procedura de licitație pentru acest proiect. Și de aici depinde de cât de mult va dura procedura, pentru că poate să dureze 6 luni, poate să dureze un an. Exact, ce spuneam puțin mai devreme. Dacă intervin și contestații, toate acestea înseamnă lucruri care nu depășirea unui exact, termen. Care nu mai depind de noi. Noi suntem obligați să respectăm procedura din punct de vedere legal și atât. Să sperăm că vor fi cât mai mulți copii în zonă care să vină și să se bucure de acest proiect. Și eu sper să... Și cadrele didactice până la urmă, pentru că și pentru ele este de bun augur să-și desfășoare activitatea în condiții cât mai apropiate acestui secol. Și pentru că suntem tot la capitolul învățământ, educație, sunteți și fericiții câștigători, să spunem, ai unui proiect tare îndrăgit la nivel național, Masa Sănătoasă. Bun, suntem fericiți că păi sunteți, pentru că foarte multe școli beneficiază de acest proiect, deocamdată cel puțin. Suntem incluși în acest program. Chiar am discutat cu domnul director zilele trecute. L-am rugat să aibă o discuție cu părinții, să stabilim exact pe ce tip de masă vom merge, pentru că eu am discutat legat de această treabă și aș fi preferat să mergem pe masă caldă. Au ales varianta de pachet. Eu le respect. Deci pot opta, părinții vor fi cei care vor decide exact. În final eu ce respect tip fel de masă vor să alegerea și vom merge pe, chiar astăzi am primit adresa de la domnul director, probabil că ne vom întâlni mâine sau poimâine cel târziu, vom merge pe varianta pe care au ales-o părinții. Până la urmă, ei știu cel mai bine, nu? Ce e mai sănătos pentru copiilor. E vorba de timp, acel timp scurt de pauză, preferă să iasă afară, să alerge, să aibă și puțin timp liber. Să aibă și puțin timp liber. De când vor avea pachetelele pe masă copiii? Păi eu vreau să vă să dăm drumul cât mai repede. Va depinde de procedură de achiziție să găsim furnizorul, cel care ne, bineînțeles, să respecte toate condițiile impuse de... Va fi o firmă de catering, probabil, exact, nu? Care se va ocupa de masa copiilor în comuna Peștișul Mic, deocamdată... Care trebuie să fie autorizată, să respecte niște condiții. Mă rog, au început deja angajatele din primărie să solicite mai multe oferte din punctul ăsta de vedere. Veți putea susține, nu, acest proiect fără niciun fel de probleme? Sigur, fără niciun fel de probleme. Pentru copii nu s-a pus problema niciodată. Am alocat de fiecare dată tot ce a fost nevoie, fără niciun fel de problemă. Știu că și în ceea ce privește, cum spuneați puțin mai devreme, transportul elevilor, ați reușit să faceți în așa fel încât copiii din toate satele să poată să vină la școală în siguranță, în primul rând, pentru că asta contează și pentru ei și pentru părinților, să știe că cei mici sunt în siguranță. Au mai fost probleme din acest punct de vedere? Nu, sau nu, sunt nu. Până în momentul de față nu.
sau cel puțin nu am eu cunoștință, dar... Cred că ar fi ajuns la urechile primarului sunt, dacă ar fi fost probleme de natură aceasta. Și eu sunt convins că ar fi ajuns dacă ar fi fost vreo problemă, dar nu, n-a fost absolut niciun fel de problemă și lucrurile se desfășoară într-o stare de normalitate, așa cum ar trebui să se desfășoare. Asta e bine. Și pe lângă educație, mai avem nevoie și de sănătate și știu că ați reușit să, ca în comuna dumneavoastră, să aduceți frecvent echipe de medici, de specialiști în anumite domenii care să evalueze medical populația. Recent chiar ați avut o astfel de întâlnire. Da, așa este și mâine mai avem chiar mâine începând cu ora 9, va veni doamna doctor, am avut acțiuni inclusiv cu cei de la Salvital, absolut orice fel de acțiune am avut inclusiv cu cei de la Crucea Roșie, am avut acțiuni cu cei de la centrul de sânge. Deci atunci când s-a pus problema de sănătatea oamenilor, am încercat să rezolvăm și să le facilităm oarecum accesul la servicii medicale de calitate. Mai mult de atât am reușit să aducem și pe cineva care a deschis o farmacie la noi în comună. A mai fost până acum farmacie aici? Nu. Iată, cât de important este, probabil că cetățenii ar fi trebuit să se deplaseze, fie în Hunedoara, fie în alte zone pentru a-și achiziționa... Ar fi trebuit să se deplaseze pentru achiziționarea de medicamente. Mai mult de atâta, există o colaborare foarte bună și atunci când merg cu rețeta să-și ridice medicamentele, dacă nu au pe stoc, le aduc a doua zi, cel târziu a treia zi. Deci se merge foarte bine și acest sistem. Deci se poate, cu alte cuvinte, fără niciun fel de... Să înțeleg că v-a fost greu să rezolvați și această problemă? Că spuneți că deci se poate. Știți cum e? E greu până găsești pe cineva care e dispus să vină să investească, pentru că investițiile nu sunt mici. Mai mult, orice business din punctul ăsta de vedere, indiferent la ce nivel se desfășoară, fiecare își pune problema să facă și profit. Și e normal să-și facă niște calcule. Mai mult de atâta, în momentul de față, am reușit să rezolvăm problema și cu una dintre cerințele cetățenilor, pentru că mi-au tot spus că ar fi nevoie să avem un bancomat la noi în comună. Am avut mai multe discuții cu mai multe bănci, până la urmă nu știu dacă e voie să le spun numele. Nu spuneți numele, că e mai bine. N-o cetățenii cu siguranță știu despre ce bancă vorbiți. Nu o să-i spun numele, am reușit să rezolvăm și această chestiune. În următoarea perioadă va fi instalat și un bancomat la căminul din Peștișul Mic, vis-a-vis de magazinul alimentar. Deci rezolvați și această problemă, iată, la cererea cetățenilor. Pentru că se întâmplă să ai nevoie de lichidități, la fel trebuie să te deplasezi până în oraș, că îți trebuie 100 de lei sau îți trebuie 1000 de lei, tot trebuie să faci această deplasare. Și atunci, având un bancomat acolo, ai rezolvat problema mult mai simplu, că e la doi pași de tine. Unii primari din județ sunt certați așa uneori de către cetățeni că nu stau prea mult timp la birou, că merg să-l caute pe primar la ora 10 sau la ora 17 și nu-l găsește la birou. Are programul fix un primar, domnule Dobruțchi? Legat de programul fix, vreau să vă spun un singur lucru. Duminică seară am constatat că nu merge iluminatul public în satul Valea Nandrului. Era ora, nu mai știu, chiar am trimis mesaj la cei care se ocupă de, era 9:30. Seara. Da, 9:30 seara. Să știți că stăteam foarte bine împreună cu soția la televizor. Mi-au spus că nu au mașină cu ce să vină. M-am urcat în mașină, m-am dus la Hunedoara, i-am adus, am rezolvat problema, i-am dus înapoi. Bine că era deja 11:30 când am terminat, dar legat de faptul că m-ați dacă întrebat are sau nu program de fix program. Primarul. Nu am program fix, sunt tot felul de probleme care se ivesc.
unele mai complicate, altele mai simple, unele mărunte, altele mai... Dar telefonul la mine este deschis în permanență și dacă sesizez o problemă sau mă sună cineva și îmi sesizez o problemă, să știți că mă ridic din pat și mă duc să rezolv problema. Să înțeleg că și răspundeți la telefon. Da, răspund la telefon. Telefonul meu este deschis în permanență. Am două numere de telefon, unul de Vodafone, unul de Digi. Pe cel de Vodafone nu am semnal în comună, nu am decât pe cel de Digi, că mai sunt care mă sună, zice, te-am sunat, dar... Nu ai semnal. Nu mi-ai răspuns. Păi zic, n-am răspuns pentru că nu aveam semnal. Treaba primarului este mai mult în birou sau pe teren? Nu știu, e greu de împărțit din punctul ăsta de vedere, pentru că... Acum după 3 ani și cred că v-ați făcut așa o idee cât de cât. Să știți că în principal treburile nu se rezolvă de la birou. Trebuie să fii pe teren, trebuie să te duci să bați pe la uși, pe la toate instituțiile, mai trebuie să faci câte o deplasare și pe la capitală, pentru că e... necesar. Nu poți să fii la birou 24/24, pentru că altfel cu siguranță nu s-ar întâmpla nimic. Concluzia, primarul nu are program fix. Nu, eu vă spun din punctul meu de vedere, nu știu cum se desfășoară lucrurile în alte comune. Eu nu am program fix și v-am spus, dacă a fost vreo problemă și mi-a fost sesizată, să știți că m-am deplasat la fața locului, indiferent de oră. Până la urmă, oamenii, orice problemă ar avea în comunitatea din care fac parte, fie primarul este de vină, fie primarul este de ajutor cumva, adică sunteți cumva așa omul sau oamenii buni la toate când vorbim de primari în general. Ați simțit, cred că, lucrul acesta sau? Cu siguranță că am simțit. Acum, vedeți, dumneavoastră, suntem diferiți din toate punctele de vedere. Absolut. Și avem percepții diferite. Mai mult de atâta, fiecare om consideră problema lui mai importantă. Și vă dau un exemplu. Se întâmplă de multe ori că la mine ușa la birou nu stă închisă niciodată. La mine ușa la birou stă larg deschisă și am o încăpere care, mă rog, e ca un fel de anticameră. Am 3-4 oameni care stau la birou și vin, văd că sunt oameni în birou și totuși intră. Bun, de multe ori accept lucrul ăsta, dar sunt situații în care cer un pic de răbdare, adică 2-3 minute, 5 minute, nu cred că e așa o mare problemă. A fost dificil acest prim mandat al dumneavoastră, domnule primar? A fost la ce vă așteptați? A fost mai greu decât v-ați așteptat atunci la început? Nu e vorba că a fost mai greu decât m-am așteptat. N-am știut, în primul rând, că n-am știut la ce să mă aștept. Nu aveam de unde să știu exact ceea ce găsesc și cum stau lucrurile, pentru că ar fi însemnat să fiu ceva rudă cu Nostradamus și nu sunt. Eu nu știu dacă ar fi fost în avantajul dumneavoastră să fi fost, nu? Să fi știut de la început tot ce vă așteaptă. Nu știu dacă era în avantajul meu să știu de la bun început. Am luat lucrurile ca atare și ca pe o provocare. Nu le-am luat altfel, stați liniștit. Nu, și nici nu m-am plâns de lucrul ăsta, pentru că sunt un tip asumat și mi-am asumat. Sunteți și candidatura. Sunteți un tip ambițios? Foarte ambițios. Mi-am asumat și candidatura, mi-am asumat și lucrurile pe care le-am găsit sau care a trebuit să le rezolv și la fel îmi voi asuma în continuare ceea ce am de făcut. Deși unii percep dintr-un anumit punct de vedere, alții percep din cu totul și cu totul alt punct de vedere. Dar e normal să fie așa, e normal să vedem până la urmă lucrurile diferit și nici nu am pretenția să fiu votat de toată lumea până la urmă, pentru că altfel n-ar mai fi democrație. Care a fost poate cea mai mare reușită pe care considerați că ați avut-o în acest apa și prim canalul mandat? Sunt cele mai mari.
rapid. Da, sunt cele mai mari proiecte și cele mai, cele mai necesare. Și vă spun de ce, pentru că spânza freatică a scăzut foarte mult la noi în zonă, apa este foarte calcaroasă și nu este bună din mai multe puncte de vedere, iar problema cu canalizarea era stringentă la fel, pentru că nu toată lumea are fose septice performante și nici nu-și permite să-și cumpere aceste fose care astăzi rezolvă multe dintre problemele de mediu. Or, cred că e important ce lăsăm în urma noastră. Și sunteți și mulțumit viitor. Din acest punct de vedere, da, ce lăsați vedere, în urmă? Din acest punct de vedere, da, categoric că sunt mulțumit, pentru că sunt două proiecte mari, asta am și făcut, le-am despărțit în două proiecte, de așa manieră încât rezolvă una dintre marile probleme. Categoric, că mai sunt și altele și cu siguranță că după ce vor fi terminate aceste lucrări, vor veni alte cerințe, vor fi alte doleanțe din partea oamenilor de care va trebui să ținem cont și tot timpul este ceva de făcut. La partea de infrastructură rutieră ați reușit să mai puneți la punct drumurile din comună? Păi, sigur că am reușit să punem chiar în 2021, pardon, am reușit să începem cu lucrările de asfaltare. Acum, în perioada asta, asfaltăm drumul din Valea Groșului la Ciulpăz. Vor urma partea, exact cum vă spuneam la început, de la Nandru la Cruce și mai avem un proiect de 14 km de drumuri agricole care trebuie să-l finalizăm. Deci aici a început deja amenajarea acestor drumuri agricole? Nu a început, urmează să începem, pentru că și acolo trebuie să respectăm procedura legală și să dăm drumul la partea de licitație. Totuși e destul de mult 14 km pentru drumuri agricole. Păi ați reușit și un să cuprindeți... Este, auziți, și un kilometru este mult, și 100 de metri. Asta le spuneam oamenilor. Băi, oameni buni, dacă fiecare ar fi făcut 200 de metri în fiecare an, da? Și tot se vedea tot ceva. Dar, mă rog, vedeți că politicienii și oamenii politici în general apar în perioada campaniei electorale. Atunci apar ca ciupercile după ploaie, toți ne transformăm în politicieni și rezolvăm problemele pe hârtie. E foarte simplu. Poate să facă oricine lucrul ăsta. Deci și un copil, dacă îl trimit în campania electorală, și el poate să promită absolut orice, mai ales dacă îi dau și o foaie de hârtie care să o citească, va spune fără niciun fel de problemă tot ce scrie pe... Ei, de la a vorbi și până a duce lucrurile la bun sfârșit și a pune în practică anumite lucruri, pentru că te confrunți cu tot felul de situații, care mai de care, de la avize, mă rog, probleme cu consultantul, cu proiectantul, cu unul dintre avize și așa mai departe. Sunt foarte multe de discutat și de lămurit din punctul ăsta de vedere. Situații pe care tu trebuie să le rezolvi, situații pe care trebuie să le gestionezi. Ori eu cred că am reușit să, într-un timp relativ scurt de timp, comparativ cu modul în care se desfășoară tot acest proces din punct de vedere legal, să aduc o sumă impresionantă pentru comuna Peștișul Mic. Ați făcut și un calcul, mă gândesc, că păi în care total este suma. Nu știu, aproape 600 de milioane adunate toate proiectele. Nu e o sumă mică, e o sumă
pentru comuna noastră e o sumă extraordinar de, de mare. Mi-amintesc chiar la începutul mandatului. Și să știți că am reușit lucrul ăsta cu ajutorul colegilor din Partidul Național Liberal. Am reușit lucrul acesta cu sprijinul guvernului Partidului Național Liberal și cu sprijinul colegilor din primărie, care au muncit fiecare pe palierul lui. Și aici am mare noroc cu echipa care s-a coagulat, că nu trag toți la aceeași căruță. Ai cu totul și cu totul altă poveste. Întotdeauna vor fi care vor încerca să tragă într-o parte sau alta. Eu vorbesc de cei care au tras în aceeași direcție și am încercat să punem lucrurile la punct. Și vreau să-i mulțumesc și viceprimarului Ovidiu Susan, care s-a implicat, și celorlalți colegi care au fost alături și care au tras și au muncit chiar fără să țină cont de program. Pentru că am angajați care la 4 și 20 deja nu mai au răbdare. Se uită pe ceas, abia așteaptă să se facă 4 jumate să poată pleca. Ei, am colegi care nu s-au uitat la ceas niciodată. Da? Până la urmă și echipa pe care o aveți acolo tot pentru cetățeni este și pentru cetățeni este, dar au același folosul comunității până la au urmă. Același regim, de să ne înțelegem. Sau de rezolvarea au exact același regim lor. Și ăla putea să zică, domne, s-a terminat, că nu pot să-l țin peste program. Hai că-l țin o dată, îl țin de două ori. Dar nu pot să fac lucrul ăsta în mod repetat. Dar cu toate astea au stat fără să ceară nimic în plus. Am oameni care au venit și dacă a fost nevoie și seara să putem depune actele pentru un proiect. Chiar mi-aduc aminte, am sunat una dintre colege. Am venit, nu știu, vreo 4 sau 5 la momentul respectiv, nici n-a apucat să se schimbe, venise cu bluza de pijama. Dar, mă rog, astea sunt lucruri care nu se văd. Știți? Că lumea vorbește și vede. Se văd sau se vor vedea atunci păi când nu proiectele se văd, sunt că nu sunt palpabile. Atenție, finalizate. Nu discutăm de lucruri care sunt la vedere sau discutăm de agenda asta care, ok, o vedem, e turcoază, e frumoasă, scrie pe ea 2024. Nu, discutăm de lucruri care nu sunt la vedere și care nu s-au văzut. Ei, oamenii ăștia au muncit, vă spun cu mâna pe inimă, chiar au muncit și și-au făcut treaba de așa manieră încât să putem să ducem la punct toate aceste proiecte și toate aceste lucruri pe care ni le-au cerut cetățenii. Că nu le-am făcut nici pentru mine, nici pentru viceprimar, nici pentru angajații din primărie. Au fost făcute pentru întreaga comunitate. Și proiecte care erau de maximă necesitate, din câte mi-a spus mare parte dintre aceste proiecte. Mi-amintesc că la începutul mandatului dumneavoastră mi-ați spus chiar în cadrul unei emisiuni că dacă veți putea trage un leu pentru primărie, o veți face. Ați reușit să atrageți acel leu? Da, am și făcut-o și o voi face în continuare. Bineînțeles, asta în condițiile în care cetățenii îmi vor acorda credit în continuare. Asta, cetățenii, asta vom discuta mai iunie. Multe despre asta ține deja, campania asta, electorală, exact. Nu discutăm acum despre corect. Ce se va întâmpla în viitorul foarte apropiat. De ce vă mai doriți încă un mandat în fruntea comunității? Vreau să finalizez tot ceea ce am început până în momentul de față și chiar mai mult de atât. Pentru că dacă am reușit în acești 3 ani și 3 luni să punem la punct toate lucrurile cu care ne-am confruntat, am reușit să cumpărăm toate utilajele de la zero, am reușit să facem toate proiectele pe care le am aici și care sunt... Pe care nu ni le-ați enumerat astăzi, dar poate ne spuneți măcar câteva astăzi. Dintre ele, așa în ultimele un minut, de fapt, mai avem. Strict de cele 3 mari proiecte care au cea mai mare sumă din punct de vedere al finanțării. Restul nici nu le-am luat în calcul. Dar mai sunt multe de făcut, categoric.
Oamenii au așteptări și au avut așteptări foarte mari. Și știți de ce? Pentru că timp de 30 de ani au fost mințiți. Mă credeți că am avut situația... Un minut mai avem. Un minut. În care era mașina de asfalt la el la poartă. Da? Și zicea, nu cred. Deci nu le venea să creadă, da, că nu le, efectiv nu le venea să creadă că după 30 de ani poate să fie asfalt la Ciulpăz. Deși ar trebui să fi fost o chestiune de normalitate până la Ar trebui să fi fost o chestiune de normalitate, mai ales că acel drum a fost clasificat ca și drum județean. Noi l-am preluat, l-am transformat în drum comunal și cu eforturi susținute am reușit să dăm drumul și la partea de asfalt și credeți-mă că n-a fost simplu. Important este ca finalul să fie unul fericit până la urmă și oamenii aceia să fie bucuroși că, iată, au asfalt după 10 de ani în care probabil nici nu mai credeau că se va întâmpla și cu apa când va curge la robinet, așa se va întâmpla și când va fi gata canalizarea și cu restul de proiecte, pentru că sunt în continuare, oamenii sunt sceptici. Și deși am ieșit în presă și am prezentat contractele de finanțare, sunt care încă nu mai cred că aceste lucruri se întâmplă. Deși pentru parte dintre ele deja se lucrează, nu? Tocmai, sunt deja avansate lucrările. Ca să înțelegeți cât de sceptici au devenit legat de multele promisiuni care s-au făcut de-a lungul timpului. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune, pentru informațiile pe care le-ați oferit oamenilor, în primul rând, acelora care ne urmăresc și sunt convinsă că sunt și din Comuna Peștișul Mic oameni care ne-au urmărit astăzi și le mulțumim că au fost alături de noi. Vă mulțumesc și eu că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de noi. Mult succes aveți în continuare! Vă mulțumesc, doamnelor, domnilor și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine! Și eu vă mulțumesc. La revedere!